Întreb oare, ce poveste cu imagini mișcătoare să vedem? E un film, Tut. Se numește film. Am văzut deja Atacul omului mumie. De 27 de ori. Se pare că se termină întotdeauna la fel. Serios? Ce surpriză! Ah, asta sună bine. Ziua în care pământul a explodat. Tut, nu o să ne vândă bilete la filmul ăsta. Suntem prea mici. Ei au reguli. Ha! Eu sunt faraonul! Eu fac regulile! Pot să fac ce vreau eu! Oh, sigur! Ca de exemplu să strecori o pisică în sala de cinema. Ești bine acolo, Luxor? În afară de mirosul unor subțioare în descompunere, totul e super! Vino! Ziua în care pământul a explodat începe în curând! Stai puțin, Tut! Trebuie să alegi un alt film. Prostii, dacă faraonul vrea să vadă un film, îl vede, cu reguli sau fără. Nu poți face asta! Eu sunt faraon! Bătrânul Tut. Îmi pare rău, Tut, dar unele chestii n-ai voie să le faci. Cum, nu sunt destul de în vârstă? Am 3010 ani. Dar, Sire, ai fost mumificat când aveai 10 ani? Deci, tehnic, ești tot un copil. Blestemat să fie destinul meu. O să fiu pentru totdeauna de 10 ani. Bine, uite, i-am spus mamei că o să fiu acasă până la 8. Așa că haide să mergem la alt film. Cine are nevoie de poveștile astea cu imagini mișcătoare? Vreau să fac ceva amuzant! Ce e asta? E un club, Tut! Se dansează înăuntru! Adică adolescenții dansează, nu tu! Uimitor! Băieți și fete dansând împreună! Asta e ceva nou! Excelent! Hai să dăm o raită! Adică să dăm o raită! Așteaptă! Tut! Nu poți intra înăuntru! De ce mă mai enervez? Pare rău, puștule! Dacă n-ai peste 17 ani, n-ai voie! Eu am 3010 ani! Asta ca să știi! Chiar așa? E, atunci arată-mi un buletin, chestie mică! Chestie mică! Am zis un buletin, nu o piatră. Ăsta e cartușul meu, deșteptule. Oricine cu o grăunță de nisip în loc de creier poate vedea asta. Scrie: Regele Tutankhamon Setamun, conducător. Bine, rege, ai 2 secunde ca să-ți iei cartușul de aici. 1, 2. Întoarce-te când o să ai 17 ani, pricăjitule. Ești în regulă, pricăjitule? Adică, prea puternice faraon care a fost profund nedreptățit? Luxor, adaugă-l pe bivolul ăla musculos pe lista mea neagră a nesupușilor. Da, Sire? Noroc că fundul tău e deja bandajat. Faraonul nu e amuzat. Tutenstein, ți-am spus că nu ești destul de mare ca să intri în clubul ăla de dans.
Asta e inacceptabil și refuz să fiu tratat ca un copil. Privește partea bună a lucrurilor. Cei care au 3000 de ani sunt doar o grămadă de oase și pământ. Măcar tu poți umbla și vorbi? Dar nu voi avea niciodată șansa să cresc. Sunt blocat la 10 ani. Nu voi putea niciodată să port o barbă regală ca faraonii adulți sau să conduc carul de luptă al tatălui meu. Și ce să mai zic de șuvița mea? Șuvița ta? De păr! Vezi? Trebuia să o tai când aveam 13 ani. Ăla-i păr? Arată mai mult ca un zgârci de vită stricat. Ar trebui să-l tai. Din cauza imortalității mele stupide, nu o voi putea tăia vreodată. Unii oameni ar da orice ca să mai fie copii. Nu plătești tichete de parcare sau chirie sau impozite. Dar nu pot vedea ce film vreau sau să dansez unde vreau eu. M-am săturat. Refuz să mai fiu tratat ca un pric care e căjit. Ang, stupid! Ridicol simbol al vieții lungi. Nu mai vreau să fiu de 10 ani pentru eternitate. Nu mai râde de mine. Asta cred că a fost un pic cam impulsiv din partea mea. Asta e, e timpul să mă culc. Tut, trezește-te! Am ceva care o să te înveselească. Filme cu monștri pe DVD. Cleo, tu ești? Ce s-a întâmplat cu vocea ta? Încerc să dezlușesc ce mormă e acolo. Sire, arătați diferit. Da, ce s-a întâmplat cu tine? Oh, mi-a crescut o barbă? Dar, sire, uite, ți-a crescut și dita mai coșul. Nu numai asta, tot, ai crescut mai înalt și mai în vârstă. Serios? Excelent! Nu mai sunt un copil. Te-ai transformat într-un adolescent. Dar cum? Am vrut să fiu mai în vârstă și acum sunt. Faraonul întotdeauna primește ce-și dorește. Acum unde am pus chestia asta? Barba mea regală! Am așteptat 3000 de ani ca să port chestia asta. Și acum ce faci? Acum o să fac tot ce-mi doream din totdeauna să fac. Începând cu asta. Asta e așa de scârbos. Nimeni nu-mi poate spune că sunt prea tânăr. Faraonul a ajuns în vârstă. Bun film! Nu știam că atât de multe lucruri pot exploda în atât de multe feluri. Într-adevăr, sire, dar faza cu spionul rechin a fost un pic trasă de coadă. Cel puțin nimeni nu m-a oprit să văd filme cu rechin spion care explodează. Deci, Cleo, ție și prietenilor tăi v-a plăcut filmulețul vostru Robocopii? Da, era bun. Natasha, Kyle, elevul venit la schimb despre care vă spuneam. Tu, Amun. Bună, Amun. Acum e clar că-ți merge treaba bine. Da, într-adevăr, treaba merge la mine. Îmi merge treaba. El n-a învățat limba prea bine. Ar trebui să învețe unde-i dușul. Deci, Amun, îți place pizza? Noi mergem la Tony's pentru o felie. Vrei să vii și tu? Pare rău, dar nu pot. Sunt așteptat la Dance Factory. Stai, tu, Amun, nu poți merge acolo. Adică nu trebuia să mergem împreună pe la muzeu? Nu astăzi. La revedere. Dar, Amun! Clii, dacă tu mergi la muzeu, noi ne îndreptăm spre Tony's. Pe mai târziu. Nu pot să cred asta. Un coș și tu se crede cel mai tare. Păi, faraonul nu mai e un copil mic. Dar încă e o pacoste și devine și mai și. Lux, poate tu te poți furișa acolo și să-l supraveghezi. Crezi că o să intre în necazuri, eh? Ce spui? Da, unde e Tudenstein sunt necazuri.
Mulțumesc, sire. Credeam că domnul acela cu fața înțepată o să-mi termine ultimile vieți. Data viitoare încearcă să nu mai fie aruncat la toaletă. Petrecerea s-a sfârșit. Acum întoarce-te dansând spre muzeu. Faraonul nu vrea să meargă acasă. Mă plictisește. Păi, atunci ce zici de un joc pe calculator? Îți place să joci? Nu vreau să mă mai joc jocurile alea de copii mici. O, da, am uitat. Are domnul maturitate o idee mai bună? Păi, întotdeauna am vrut să conduc. Tut, te rog, trebuie să ducem carul de luptă înapoi la muzeu. E fragil. În niciun caz, în sfârșit conduc. De unde ai luat totuși calul ăsta? Sper ca nimeni să nu aibă nevoie de un polițist călare astăzi. Uhu, fumul ăsta miroase mai rău decât toaleta de la Dance Factory. Ce fel de căruță e asta? Ai zis ceva? M-ai auzit, ciudatule? Odată. În niciun caz. Absolut nu. Poate ar trebui să-l lăsăm pe faraon să doarmă, Cleo. A avut o zi foarte încărcată ieri. Și eu nu? Încearcă tu să târăști carul de luptă până aici de unul singur. Avem noroc că nu suntem la spital sau în închisoare. Mai încet cu vorbăra aia acolo și aude. E așa zgomot că poate scula și morții. Sunteți în regulă, sire? Aveți o voce... glaznică! Ce căutați în casa mea? Cine sunteți? Ieșiți din curtea mea? Puteți prinde muște cu gurile alea căscate. Tut, ce s-a întâmplat? Ce vrei să spui? Sire, sunteți bătrân. Ce frig? Atunci fă un foc, puneți o haină. Nu veni să te plângi la mine dacă nu poți să stii singur de cald. Nu frig, ci bătrân. Ești bătrân. Arată bine, bătrânelu. Cine e? Tu ești. Nu mai sunt un adolescent. Tu vroiai să fii mai bătrân. Dar nu atât de bătrân. Ce mă doare. Spatele meu. Sire, poate îl puteți chema pe zeul care a făcut asta și să-l rugați să o inverseze. Dar n-am chemat pe nimeni. Păi atunci trebuie să fi făcut ceva. Ai făcut ceva deosebit înainte de toate astea? Să vedem. M-am încălzit în propria mea glorie. Am fost dat afară de la un film, mi-am spart ancul, am mâncat un porc. Ți-ai spart ancul? Asta nu poate fi bine. Asta e, Ankh, simbolul egiptean antic al vieții lungi. Și tu l-ai spart pe al tău. Mi-aduc aminte de parcă ar fi fost ieri. Păi a fost ieri. Nu face pe deșteapta cu mine, domnișorico. Tu îmbătrânești evident. Și nu cred că o să mai poți îmbătrâni fără să te... dezintegrezi? O să devii oase și praf. Tu trebuie să ceri ajutorul zeilor. Ce zici de Atum, zeul egiptean care a creat lumea? Dacă Atum a creat viața, atunci o poate da și înapoi. Bine, să-l invocăm pe Atum cel încrezut. Dați-vă mai în spate, copii. Prea puternice, Atum. Chestia asta nenorocită nu merge. Pun pariu că sceptrul lui Vas își pierde puterea. Ca și tine, nu avem prea mult timp. Trebuie
trebuie să mergem în lumea de dincolo și să-l găsim pe Atum. Tut, deschide un portal, repede! Nu mă grăbi? Știi că nu mai sunt sprintenelul care era ieri. Ăsta e? Pe vremea mea, când un portal către lumea de dincolo se deschidea, eram recunoscători. Așa, copii, aici e locul unde ar trebui să fie Atum. Nu mă sun, acolo sunt bătrân. Nici într-un caz. Voi luați arcam, eu o să fiu aici jos. Trebuie să mergi, Zire. Tu ești cel care trebuie să-l implore pe Atum. Și tu ești cel care se va fărâma bucățele. Dar sunt un om bătrân. Nu e treaba mea să urc pe munți. Aș putea să-mi rup șoldul. Ai rezistat 3000 de ani tot. Nu o să te lăsăm să renunți acum. Deși ar fi mai liniște pe aici. Nu ne putem odihni? Articulațiile mele, spatele meu, bărbia mea. De-abia mai pot respira, Iisus. Mă simt mizerabil. Atunci suntem doi la fel. Eu mă simt minunat. Cu grijă, băieți. Dacă alunecăm, ne facem praf. Trebuia să spui asta? Nu-i așa? Hai, Lux, hai! Tut, ești în regulă? Nu sunt în regulă. Nu-mi pot simți piciorul. Nu vă faceți grijă, eu pot. Dar asta e oribil. Trebuie să ne grăbim. Tut îmbătrânește prea repede. Nu mai avem mult timp. Viața mea se destramă. Eu mă destram. Fii puternic, Sire, o să reușești. Știu eu că poți. Ai avut dreptate, Cleom. Eram prea disperat ca să devin mai în vârstă. Mi-era bine când eram tânăr. De ce n-am apreciat asta? Tut! Nu prea mai am mult timp. Și numai eu sunt de vină. Da. Wow! Privește! Templul lui Atum! Am reușit! O alunecare de pietre! Cine-te? Tut, nu-ți face griji pentru noi! Găsește-l pe Atum! Salvează-te, Sire! Aș putea, dar nu pot. Îți mulțumesc, Sire! Tu ești eroul meu, campionul meu! Nu, Sire! Nu ne părăsi! Adio, prieteni! Atum! Tutankhen Setamun, te-am urmărit! Atunci știi ce am făcut? Da. Bine, pentru că eu am uitat. Îmi prospetează memoria. A fost purtarea ta nechipzuită care te-a adus aici. Da, am greșit. Nu sunt pregătit să mă maturizez. Ai căpătat ceva înțelepciune cu vârsta. Îți apreciez tinerețea acum că ți-ai riscat ultima parte a vieții.
ta să-ți salvezi cei mai buni prieteni. Pentru asta meriți un alt tank și cu ea viața ta de mort. Sunteți din nou același vechi, sănătos și într-o tânără descompunere. Ne întrecem de aici până la portal. Cine ajunge ultimul e un șarpe veninos. Am obosit cărându-ți grămada ta de pansamente strânțăroase. O, da? Bine, atunci ai ceva ciudat pe față. Parcă ar fi un... coș. O, de-abia îl putem observa. Nu, păi aproape că nu se vede, serios? Asta e vina ta, tut! Relaxează-te, Cleo! Am avut deja primul meu coș, așa că te pot ajuta să treci prin această perioadă dificilă. Perioada dificilă? Perioada dificilă este în fiecare minut în care suntem prieteni. Într-adevăr, Sire, are dreptate. Ți arăt o perioadă dificilă până peste cap. Stai, violența nu rezolvă niciodată nimic. Nu sunt eu aceea. M-ai înțeles greșit.